Proiectul de reabilitare termică a blocurilor din Timișoara avansează cu succes. Încă un bloc din cele 68 de imobile incluse în programul de reabilitare termică a intrat în etapa finală. Locul de pe strada Sirius, numărul 32, se află în proces de recepție. Prin programul de reabilitare termică derulat de Primăria Municipiului Timișoara, 3400 de apartamente și peste 8000 de locuitori beneficiază sau vor beneficia de un confort termic îmbunătățit, comparabil cu cel al blocurilor nou construite. A fost o provocare să deblocăm programul, dar acum timișorenii care locuiesc în peste 500 de apartamente simt beneficiile. După reabilitare, pierderile de căldură se apropie de cele de la blocurile noi. Rând pe rând, blocurile incluse în program sunt gata. Avem în execuție în diverse etape 32 de blocuri, iar 15 sunt finalizate. A declarat viceprimarul Ruben Lațcău, care a avut întâlniri cu reprezentanții a trei asociații de proprietari. Blocul de pe splaiul Nicolae Titulescu numărul 10A va intra în curând. În etapa de recepție, locatarii susțin că facturile la încălzire s-au redus, iar confortul termic este mai mare pe timp de vară. Pe bulevardul Dragalina, numărul 31-37, lucrările în valoare de peste 3 milioane de lei vor fi finalizate în această vară. Pe strada Gheorghe Lazar, numărul 36, partea interioară a lucrărilor este finalizată, iar reabilitarea completă va fi gata în următoarele 2-3 luni.